Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua, stimați concetățeni. Astăzi, fracțiunea noastră parlamentară a Partidului Ușor, în reprezentanța mea și a domnului Ulanov, am fost la consultări cu doamna președinte Maia Sandu în privința candidaturii primului ministru. În primul rând, din partea fracțiunii noastre și din partea partidului nostru, vrem să-i mulțumim doamnei președinte pentru această dorință de a discuta și să fim auziți, să fim înțeleși, deși suntem o fracțiune mică. Noi credem că acest dialog este absolut vital și absolut necesar pentru ca noi toți împreună și deputați în Parlament și toate forțele politice și toți care sunt responsabili pentru soarta țării noastre, să discutăm, să găsim soluții, ceea ce noi mereu am încercat și încercăm să facem din partea noastră. Noi am declarat din partea fracțiunii noastre că noi nu vom înainta nici un candidat la funcție de prim-ministru al Republicii Moldova. Noi, desigur, că avem candidatul nostru, dar noi înțelegem, așa cum am zis și ieri în Parlament, noi înțelegem foarte bine că majoritatea parlamentară o să aibă voturi necesare, dar și în situația aceasta, într-adevăr, are toate drepturile să decidă cine va fi prim-ministru, cine va fi în cadrul guvernului. Și așa cum am zis și ieri, noi avem un respect deosebit față de votul masiv și față de alegerea cetățenilor care au ales partidul PAS în majoritatea parlamentară și cu mai multe voturi. Votul cetățeanului nu poate să fie ignorat. Noi, deputații fracțiunii Partidului Ușor, întotdeauna am activat în interesul cetățenilor. Vom lupta și vom promova programul nostru a partidului politic Șor. Desigur că vom reprezenta cei practic 90.000 de cetățeni care ne-au votat, care ne-au susținut și vom continua în principiul ca de obicei să muncim pentru oamenii țării noastre, ceea ce noi întotdeauna am făcut cel mai bine și unde noi am avut succese. Vom veni cu mai multe inițiative legislative sociale care au menire să îmbunătățească condițiile de trai pentru cetățenii Republicii noastre, fie care trăiesc aici acum și desigur că și pentru cei care sunt în străinătate. Și noi așteptăm și deschiderea din partea majorității parlamentare, dar și noului guvern, ca aceste inițiative, aceste legi o să fie promovate și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere politic, ca să slujească, în primul rând, intereselor cetățenilor noștri. Noi suntem în continuare deschiși pentru orice dialog și înțelegem că fiecare deputat în Parlament și fiecare fracțiune, în primul rând, a venit acolo, am venit noi acolo pentru soluționarea multor probleme și ca Republica Moldova și toți concetățenii noștri să trăiască mai bine. Mulțumesc! Ce părere aveți despre candidatura doamnei? Несколько слов добавить. Хотел бы обратить внимание на то, что деятельность фракции партии ШОР всегда была в парламенте конструктивной. Мы никогда не препятствовали процессам принятия законов, которые действительно направлены на развитие страны в целом и каждого гражданина в отдельности. Поэтому наша деятельность в парламенте была такой и останется. Мы надеемся на то, что парламентское большинство, при всем том, что оно обладает абсолютным большинством для принятия любых законов, кроме конституционного характера, будет прислушиваться к мнению фракции партии ШОР, несмотря на разницу в количественном присутствии. Потому что для того, чтобы хороший законопроект был принят, он был на благо граждан, неважно, сколько депутатских мандатов имеет фракция, которая представляет тот или иной проект. Поэтому мы были и остаемся всегда конструктивны. Мы надеемся на нормальное парламентское сотрудничество с фракцией ПАС. И верим в то, что деятельность этого парламента
воплотит в себе все те призывы, идеи и лозунги, с которыми фракция ПАС пришла в парламент. Domnul Olanov, astăzi Procuratura Generală a anunțat că dosarul privind frauda bancară în care sunteți vizat a fost trimis în judecată. Cum comentați? Комментирую тем, что продолжается политический цирк. Я давно говорил об этом, начиная с вопроса депутатского иммунитета. Я был автором проекта закона в августе 2019 года, два года назад, о полной отмене депутатского иммунитета для того, чтобы никто не пользовался фразами, что кто-то из депутатов скрывается за каким-то иммунитетом. Для того, чтобы этот проект был запущен, нам нужно было 34 подписи депутатов. Мы собрали 24 подписи. И, к большому сожалению и удивлению, этот законопроект поддержан не был. И вот если бы тот проект был принят, не было бы таких политических шоу, всего, что с этим связано. И я уверен, что не было бы даже прихода генерального прокурора в парламент для снятия иммунитета ко мне, потому что это было не более чем политическая процедура. Что касается сути обвинения, то я по этому вопросу выйду, скорее всего, на следующей неделе с отдельной пресс-конференции. Я хочу подробно рассказать о том, как шло следствие, что следствие установило, а установило полное отсутствие вины, поэтому они так быстро поспешили все передать. Я все подробно расскажу. То, что это не закончится ничем, кроме как оправдательным приговором и приговором Молдовы в ЧЕДу, я уверен. Ordinea de zi de astăzi. Vrem să ne comentați și faptul că v-au pus sechestru pe bunurile dumneavoastră în valoare de 9,7 milioane. Очень просто. Я всегда жил честно, я платил налоги, я показывал все свои доходы и никакое свое имущество не прятал. Поэтому то имущество, которое мои родители, моя семья, я заработал на протяжении многих десятилетий, оно не спрятано и оно пользуется моей семьей. И находятся в пределах моей семьи. Поэтому то, что они наложили арест, это их право. Я по этому поводу очень подробно расскажу на следующей неделе. Спомнят, что есть легат де гувернул виитор и позиция ностра, ла чей час плюс домнул Уланов. Аж вря са адауг, ка астазь мы импреуна ам дискутат ку домна прешединте и ам декларат в мод официал, ка ной сперам ла ун диалог и ла о конлукраре foarte constructivă între Parlament, între președinție și între guvernul viitor care o să fie, iarăși indiferent de apartenență politică. Și vorbind despre candidatul care a fost înaintat de partidul PAS, noi înțelegem că candidatul acesta o să fie votat și desigur că iarăși poziția noastră este una constructivă. Toate procedurile trebuie să treacă cât mai repede ca guvernul viitor să poată să soluționeze probleme și criza profundă în care noi suntem. Așa că fracțiunea partidului Șor este gata și va vota candidatul înaintat și desigur că noi o să ne luăm timpul să vedem programul, să studiem CV-urile și experiența candidaților care o să fie înaintați la funcția de miniștri în guvernul viitor, dar mult mai probabil că noi vom susține acest guvern, pentru că, iarăși, logica ne spune că noi trebuie cât mai repede să procedăm la muncă, dar aceste proceduri trebuie să treacă cât mai repede. Я вас приглашаю на следующей неделе на мою пресс-конференцию. Много узнаете, много интересного по поводу того, что... Мы с ним, Мария Дмитриевна.